în stat. Cu titlu prealabil, aș vrea să vă spun că și în cazul nostru și în cazul meu, știți, celebrele dosare la NRP, sunt de aceiași procurori. Domnul, le spun numele pentru că sunt publice, rechizitorile sunt în instanță, Volintiru și Popoviciu, care le instrumentează exact la fel. Schimbă cifrele, schimbă numele persoanelor, numele evaluatorului și ne spun același lucru, ați supraevaluat. Ori, astfel de fapte sunt de fapt elemente materiale ale aceleiași infracțiuni. Practic, odată cu trimiterea în judecată, procurorul acela și-a spus opinia cu privire la faptă. L-am recuzat, eu fac mai multe, vedeți, mă tot lupt mai mult cu ei. Am recuzat procurorul, evident, un alt procuror a respins, nici nu mă așteptam să fie altfel, dar cu atât mai mult confirmă ceea ce am spus eu. Mai mult decât atât, vedeți, spune domnul Dragnea, există o investigație privată cu privire la mine. Păi cine este domnul Dragnea? Președintele Camerei Deputaților. Este omul care în acest moment are cea mai multă putere în stat, am spus eu. De ce? Pentru că are legitimitate populară foarte mare. Să fii președintele celui mai mare partid cu cea mai mare susținere populară este foarte important într-un stat democratic, evident. Dacă pentru doamna Chioveși, ați văzut, s-a făcut Black Cube, făcea o anchetă. Uh-huh. Au arestat persoane, au pornit investigații. Păi pentru domnul Dragnea, care este omul cu cea mai mare legitimitate în spate, ați auzit să se sesizeze cineva? L-ați auzit pe domnul Dragnea ieșind și spunând, este inimaginabil ce se întâmplă în țara noastră, oameni buni? Nu, se ia de rai proiect, sigur, probabil că sunt niște fonduri în spate. Și în spatele fiecărui organism din acesta care atacă un om politic, este posibil să existe fonduri ale adversarilor politici sau eu știu de care. Problema noastră în România este problema instituțională a instituțiilor care trebuie să funcționeze în favoarea cetățenilor români, cu respectarea deplină a tuturor legilor și să nu facă dosare pentru imaginea unor persoane. Dictatura, să știți că așa se instaurează. Vă rog, doamna Vasi, dorește, doamna Mocanu, dorește să intervine și doamna Vasi, care tocmai ne-a anunțat că o altă firmă de calibrul Black Cube ar fi fost avertizat, Liviu Dragnea, ați văzut? Da. Îl urmărește pe Liviu Dragnea. Vă rog, doamna Vasi. Tocmai că știe, doamna Mocanu, că tot respect, cu atât mai mult îmi permit să o contrazic, dar sper să fie într-o manieră constructivă și să căutăm soluții împreună. Să nu uităm că domnul Dragnea este un om politic. Cum poate un om politic responsabil să-și denunțe austeritățile statului? Domnul Dragnea are un mare handicap, pentru că dumnealui, în măsura în care și-a revendica anumite drepturi, chiar și în justiție, da, și va trebui să lovească în instituțiile statului care nu se confundă cu o persoană sau cu alta care lucrează abuziv, însă nu poate. Întotdeauna în acțiunile pe care le gândim cu domnul Dragnea, dumnealui este cel mai prudent, dă dovadă de foarte multă prudență și înțelepciune, pentru că nu dorește să aducă de servicii statului. Ingrid Mocanu, că nu e bună. Și ce ar trebui? Eu nu am... Doamna Ingrid Mocanu vorbește, iertați-mă că intervin, vorbește despre toți oamenii abuzați de DNA, pentru că dânsul are exact, deci dânsul are niște atribuții și niște responsabilități în ceea ce privește funcția pe care o deține. Dânsa asta sublinia. E adevărat, dar dânsul are deci cu totul altceva. Să vorbească, ci să și acționeze până când în calitatea oficială pe care o are. Permite așa ceva, da, nu este modificată, aceste abuzuri vor continua. Doamna Chioveși nu va pleca de acolo de bunăvoie, este cert. Deci până la modificarea legislației nu avem nicio șansă. Iar domnia sa, dacă nu reușește să facă lucrurile astea, pentru că se simte, cum spune la Văsii, pe care o respect, așa este, se simte vulnerabil pentru că ar vorbi în propria cauză, atunci să lase pe altcineva în acea poziție. Deci partidul acesta are și câțiva oameni, au mai rămas câțiva, e adevărat, pentru că iată ce s-a întâmplat, câțiva care nu sunt încă cu dosare penale. Și când îi se face următorului dosar să vină și următorul și tot așa să facă legea astfel încât să putem să stopăm aceste abuzuri. Asta este problema. Pentru că dacă ne împiedicăm în dosarul domnului Dragnea ori de câte ori vrem să modificăm legea și să facem ceva normal într-un stat normal, atunci nu mai ieșim din acest maras. Asta spun. Vreau doar atât să precizez. Scurt, dumnealui că vreau să mai dăm ceva și ne întoarcem. Dumnealui își vede de planul de guvernare, ca atare dumnealui nu iese cu nimic din atribuțiile pe care și le îndeplinește într-un mod exemplar, neconfundând interesul personal aici față de justiție sau față de anumite instituție. Problema aveți perfectă dreptate, dar problema e așa, dacă pe Liviu Dragnea
președinte al Camerei Deputaților îl vânează așa, așa fac cu toți și abuzurile rămân evident în creștere, în înflorire. Iar ca o conopidă. La fel, da, nu am autorizarea, da, să vă spun, dar trebuie să știți. Guvernare presupune un stat de drept. Să știți că statul de drept nu înseamnă structuri de forță. Bun. Doamna Vasi, cred că ne mai dă o exclusivitate. Exact, vă rog. Mă provocați. Domnul Dragnea are deschise 7 acțiuni foarte dure, atât cu avocați din România, cât și cu firme de avocați din spațiul european, care sunt în derulare, atât față de autoritățile din Brazilia, care în mod nepermis, înainte să verifice datele oficiale, au permis acel reportaj jurnalistic în țară, cât și față de Rice Project și față de celelalte persoane care au permis aceste abuzuri. Da, deci dânsul nu este pasiv. Drepturile personale ale domniei sale sunt una și drepturile tuturor cetățenilor care nu trebuie să pățească ceea ce pățesc în această țară sunt alta. Eu Corect. Vorbesc de inițiativă Corect. Legislativă. Pe deci acesta... nu de drepturile personale pe care trebuie să și le apere. Este adevărat. Da, să și le apere pentru domnia sa, este un cetățean și are dreptul, dar în același timp are legitimitate maximă și se află în fruntea Camerei Decizionale. Despre abuzuri. Acolo se decid codurile. Deci este camera decizională. Pentru aceste demersuri, Ministrul Justiției. Dacă nu poate, atunci rămână un cetățean care se luptă singur, care se duce în justiție și își apără drepturile. Vreți... și să-l lase pe altcineva. Vreți să vedeți cât de puternic e sistemul...